Salutare tuturor! De curând au apărut în presă niște articole în care se zice că m-aș fi certat cu Zani, tocmai de aceea fac acest video pentru a clarifica lucrurile. Într-adevăr, Zani a trecut printr-o perioadă mai neagră pentru el. Am încercat să-i fiu alături, doar că de treaba asta se poate vindeca singur. Până la urmă așa este viața și cu suișuri și cu coborâșuri. Nu m-a trădat cum să vă așteptați unii dintre voi, cum erați sigur că o să se întâmple. Nu a fost deloc așa, nici eu nu am renunțat la el nici emoțional, nici contractual și nici nu o să o fac prea curând pentru că țin la el și îmi doresc să-l ajut exact așa cum am promis. Mai mult de atât am reînceput treaba în studio. În această săptămână o să filmăm și Revelionul de la Antena 1. De la anul o să-l vedeți într-o emisiune online foarte tare. În concluzie nu a existat nicio ceartă, nu mai credeți toate mizerile. Vă pup!